Bună seara, stimați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Avem o surpriză în seara aceasta pentru dumneavoastră. Vom avea o discuție despre o temă, a spune eu, de actualitate, o temă care ne interesează pe noi, pe creștini și de asemenea avem să spunem onoarea de a avea în studiul nostru un prieten drag, un coleg de Breavă, uh, coordonatorul postului de Radio Voce Evangheliei București, uh, domnul Cristi Matei. Cristi, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Cătălin, mulțumesc pentru invitație. Este prima dată când vin la emisiunea Întrebare, și specificul acestei emisiuni este următorul: în sensul că de fiecare dată încercăm să punem în, în, în cântar, să spunem, într-o balanță, două. Două idei care, teoretic, la prima vedere se contrazic și vom vedea împreună în dacă, uh, uh, într-adevăr, există un conflict între cele două idei și, la un moment dat, dintre cele două idei, noi te va trebui să adoptăm una care, spunem noi, că ar fi după Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, fiind din mediul media, practic, stimați prieteni, în discutăm în casă, în familie, suntem colegi și, practic, de, a parte, de aceeași parte a baricadei, să zicem, tragem la același jug al ducerii Evangheliei mai departe. Cristi, bătălia pe care o avem astăzi noi este dacă ceea ce facem și tu la radio și noi aici și alți colegi din media este bătălia la care Dumnezeu ne-a chemat sau pur și simplu este o chestie pe care o facem pentru că n-am avea altceva de făcut. Ținând seama că și tu și eu și alții mai avem și alte joburi și alte lucruri pe care le facem pentru ca să ne putem întreține și a putea susține lucrarea. Deci, practic, în seara aceasta vom discuta și vom vedea dacă Evanghelia trebuie dusă mai departe folosind uneltele media, și aici vorbim de radio, televiziune, mass media, un online, absolut tot ce înseamnă media modernă, sau pur și simplu versetul pe care am să-l citez imediat se adresează doar unui spațiu, să spunem, închis, se referă doar la merge mai departe de la om la om și nu include mass media. Pentru că știm că există câteodată și o reticență asupra mass media. Există versetul de care am vorbit și anume uh, Faptele apostolilor din uh, capitol, capitolul 1, versetul 8 care spune așa. Și voi vă primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martul în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Cristi. Vom vedea în seara aceasta dacă cuvântul acesta de a fi martor, de a mărturisi Evanghelia, de a aduce contribuția noastră, se referă într-adevăr la un spațiu limitat, geografic? Da? Sau, nu știu când dintre noi vom putea ajunge fizic la de Pământ, dar cel puțin mass media demonstrează că poate să facă lucrarea. Așa că, la sfârșit, va trebui să tragem concluzia dacă uh, este după voia Dumnezeu și va trebui să facem tot ce se poate să mergem mai departe cu media creștină sau pur și simplu să ne mulțumim cu ceea ce avem și uh, să nu comentăm mai mult. Cum mi se pare tema? Cătălin, mă bucur tare mult că ai lansat această temă. De ce? Pentru că chiar în perioada uh, recentă am observat o delăsare a oamenilor din ce în ce mai mare cu privire la evangelizare. Fie exact cum ai spus, evangelizarea nu e pentru mine, nu e un dar al meu. Sau nu am timp. Sau sunt ocupat cu alte și alte și alte lucruri. Acum, eu uh, provin dintr-o uh, familie de și am mai spus-o și data trecută în emisiunea ta, și am fost născut din nou în anul 2009. At am fost născut din nou într-o biserică uh, evanghelică, uh, creștină pe Evanghelie, care era misionară. Misiona uh, făcea misionariat lângă parcul Cismigiu. Practic, mergeau sâmbătă în parc. Le vorbeau oamenilor și invitau duminica dimineața la biserică. Sigur, născundându-mă din nou într-o astfel de biserică, cumva acest obicei s-a impregnat în, în, probabil în inima mea. Dar ce vreau să spun este în completarea a ceea ce tu ai citit mai devreme din acel verset. Domnul Iisus Hristos spune așa în Matei, la ultimul capitol, în capitolul 28, de la versetul 19, spune așa, duceți-vă. Acest duceți-vă este de fapt o poruncă, nu este o opțiune. Nu este dacă vreau, dacă vreți, dacă aveți timp, dacă nu aveți alte priorități. Nu, duceți-vă. Duceți-vă și continuă, spune și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și al Sfântului Duh. Deci, evangelizarea pentru orice om creștin, dar atenție, creștini suntem mulți, mai ales în țara asta și în lumea asta cu numele și din punct de vedere statistic. Toți oamenii născuți din nou au obligația și obligativitatea să vestească Evanghelia. De ce? Pentru că... Primul evanghelist cel mai important pe acest pământ a fost însuși Domnul Iisus Hristos. El nu a venit, a stat undeva pe muntele Atos și uh, a emis de acolo niște, uh, 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 niște idei sau filozofii de viață, ci nu. El a venit pe pământ, s-a născut într-o iesle, tocmai ca să ne arate ce înseamnă smerenia, apoi a trăit într-o, se pare, o sărăcie destul de, de mare, dintr-o familie săracă, apoi în cele din urmă a fost bat jocorit. Uh, umilit, hulit și așa mai departe, ca până la urmă să-și dea viața pentru noi. Deci, tot ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos, nouă ne arată că trebuie noi să facem. Și asta este prima poruncă pe care eu așa o înțeleg a Domnului Isus de a face ucenici mai departe. Orice biserică, se spune, în, uh, există o sintagmă, orice biserică ce nu evangelizează se fosilizează. Și noi, la rândul nostru, dacă nu suntem niște vase prin care Dumnezeu să se folosească, să ducem mesajul Evangheliei mai departe, s-ar putea să ne fosilizăm și noi, desigur, din punct de vedere spiritual. Acum, în ceea ce privește mass media, aș vrea pentru cei care ne urmăresc, poate mai tineri, nu cunosc, să le facem următorul lucru cunoscut. Noi am trăit în perioada, suntem de aproape aceeași vârstă, am trăit în perioada comunistă, în care, dragi prieteni, uh, aveam câteva ore pe zi la televizor și nu cred că în fiecare zi, și sâmbătă și jumica ceva, sau duminica doar că sâmbătă se lucra, apropo, doar duminica ceva entertainment, dar. album uh, duminical. Album duminical, da. Ne distram uh, de Revelion și așa mai departe. Însă, tot programul pe care îl urmăream era vorba despre o, singur, o singură persoană. Nicolae Ceaușescu și Tovareșa Elena Ceaușescu. Asta era ceea ce urmăream noi atunci. Ok. Ca să putem să ieșim din asta, și eu eram mic, dar observam la părinții mei, ascultau în radio. Și mai țin minte ce radio ascultau. Europa, Liber. Europa Liberă. Era un post de radio, dragi prieteni, pe care... Uh, îl ascultau cei care se săturaseră și nu erau puțini de sistemul acesta îngrozitor. Bun, de deci ce am adus aminte de acest lucru? Cătălin, cine s-ar fi gândit în anii 1980-85 că în România, peste 5-10 ani, în anul 1992, va exista un radio, nu numai în București, și în București și în mai multe orașe, care să transmită cuvântul Evangheliei? Probabil, probabil, că nimeni. Absolut. Probabil că nimeni, Cătălin. Bun. Am ieșit din zona aceea de, în care nu puteam să transmitem mesajul Evangheliei. Tot ce se spunea, se spunea despre chiar și poantele. Erau numai despre Ceaușescu și glumele tot despre el. Să vorbești despre Evanghelie, despre Domnul Iisus Hristos, să ne aducem aminte de Richard Wurbran, care a fost închis 15 ani, să ne aducem aminte de pitești, să ne aducem aminte de preoți ortodoxi și de oameni care au fost efectiv martiri, unii dintre ei, da? Adică asta a făcut sistemul comunist. Bun, a trecut sistemul comunist, a venit cel democrat în care noi am putut să avem acces la, iată, de a transmite Evanghelia și la televizor și dacă îți reamintesc, doar să reamintesc faptul că contactul, primul meu contact cu Evanghelia a fost Cartea Cărților în anul 1991 și am aflat ulterior cum au fost trase niște ațe ca să ajungă la TVR cartea cărților, da? Bun, a venit radioul, reveul, unde s-a putut transmite. Nu cred că a fost în. nu mai amintesc, dar nu cred că a fost prima frecvență în. nu mai țin minte unde a fost prima frecvență acordată. Însă s-a acordat o frecvență și dădeau la momentul respectiv o oră, două. Atât. Două ore. Nu puteam noi poate mulți se întreabă de ce în București se ascultă doar 6 ore, de la 1 la 7, de la 13 la 19. Pentru că inițial ne-au dat 2 ore sau nu mai știu cât, după aia ne-au mărit de la 2 ore la nu știu cât. Mai există stații în, în țară care au tot 6 ore, 4 ore, 2 ore unele. De ce? Pentru că știm foarte bine că nu am fost niciodată bine văzut și apreciați din punctul acesta de vedere sau poate există cumva și un handicap al faptului că noi în România, față de alte țări și mă refer aici la America, suntem o minoritate în ceea ce privește neoprotestantismul. Deci, nu am avut acces liber la a transmite Evanghelia, dar o făceam subteran. Importam, luam Biblii S-au făcut documentare. Vorbeam unii, cu, vorbeam unii cu ceilalți. Eu eram mic atunci și nu eram nici dintr-o familie de, de pocăiți, de credincioși neoprotestanți. A venit Reveul, a venit Revoluția, au venit toate aceste lucruri și noi ar trebui să folosim toate aceste mijloace: televiziunea, radioul, internetul, împlinind porunca Domnului Isus Hristos. Clar, deci îmi place foarte mult cum ai, cum ai ajuns la. La concluzia aceasta trebuie să facem, noi deja facem lucrul acesta. Întrebarea pe care ți-am pus-o inițial a fost să vedem dacă într-adevăr ar trebui să ne verificăm și tu și eu, să vedem de unde, știi, din când o autoverificare nu strică. Uitându-ne la Cuvântul Dumnezeu, la mandatul acesta pe care l-am primit și foarte frumos că ai spus, nu este o opțiune, este o comandă, este o poruncă. Dacă și în zona aceasta, dacă se aplică uh, trimiterea aceasta și în zona uh, uneltelor media, a tot ce înseamnă sistemele acestea moderne, care evoluează, vedem că în fiecare zi se întâmplă câte ceva. Deci, practic, acolo unde n-a ajuns omul, a ajuns unda radio. Acolo unde n-a ajuns evanghelistul, misionarul, unde n-a ajuns cartea, știu eu, tractatul sau Sfânta Scriptură, a ajuns uh, poate cine știe, un clip video a ajuns o mărturie spusă cuiva și trimisă până WhatsApp. Te aminte, sunt foarte multe unele, mai ales în pandemie S-a văzut foarte clar cât de mult media a suplinit, n-au locui să fim foarte clar, nevoia aceasta de comunicare, atât la nivelul bisericilor locale, cât și la nivelul, să spunem, fiecărui individ în comununea cu ceilalți membri ai bisericii sau chiar cu, cu societatea. Deci, practic, dacă Dumnezeu a permis ca în secolul acesta în care noi suntem, în vremea aceasta, să existe disponibile în lumea seculară aceste sisteme, Dumnezeu să gândim că și aceste sisteme pot fi folosite pentru ducerea duce Și Și slavă Domnului că tu ești e, e, deja implicat, coordonez la această lucrare Radio Voce Evanghelie București și la fel facem și noi, astfel încât și noi, prin micul nostru aport, să ducem mai departe, să contribuim la ducerea Evangheliei. Practic să îndeplinim porunca dată de Domnul Hristos. Bun, clar, am înțeles, nu e opțiune, este o poruncă. Și dacă cineva crede că aceste unelte nu sunt pentru Evanghelie, sunt foarte și avem mărturii atâtea oameni care s-au întors prin, prin aceste metode. Dragilor, hai să mergem mai departe. Bun, am înțeles că trebuie să facem lucrul acesta. Slavă Domnului pentru ce s-a făcut până acum. Și slavă Domnului pentru radioul uh, uh, Vocei Evangheliei din București, atât din, din București, cât și în întreaga rețea, pentru că s-a văzut parcursul. Eu am fost martor la nașterea acestui uh, post de radio și mi-aduc aminte discuțiile și rugăciunile de la început pentru, pentru acest post de radio. Uh, dacă vreți să ne spui în, în câteva cuvinte cam care e situația acum, pentru că de ce? Uh, discutând de Radio Vocea Evangheliei. Îndeplinește această poruncă. Da, cu vârșini de sat. Care e situația actuală? Și apoi trecem în partea cealaltă să vedem ce ar trebui să facem, cum suntem, ce e nevoie și ce ar trebui să facem noi, ce ar trebui să facă ceilalți și vedem dacă cumva există luminiță la capătul tunelului. Da, la Radio Vocea Evangheliei București lucrurile, mulțumim Domnului, sunt pe un făgaș bun, mergem, sperăm, pe drumul cel bun. Probleme sunt și vor fi întotdeauna iar una dintre, să spunem, așa dificultăți este faptul că e destul de greu să mai găsești oameni care să se, să se implice. După pandemia asta observ nu numai reti, nu numai la radio această reticență în a se implica, ci observ și la biserică și în alte și în alte medii evanghelice. Cristi, lasă-mă să mă duc direct la țintă. Uh, ca să facem lucrarea aceasta de medie avem nevoie de de zic eu de trei componente mari. Și la radio se aplică la fel. Ai nevoie întâi de călăuzirea lui Dumnezeu, da, mâna lui Dumnezeu, Duhul Domnului care ai nevoie de oameni și apoi ai nevoie de cele lumești, tehnică, finanțe și tot ce înseamnă partea asta umanească. Chemarea e clar, nu, nu, se discută, e din partea lui Dumnezeu, e porunca lui Dumnezeu și uh, te sunt de îndeplinim. Doi, uh, la nivel de infrastructură, spunem cum stați, s-a mai locuit, mai uh, cum să spun? Conexiunea de internet, echipamente. Cum s-a dat partea aceasta? Pentru că la partea de resurse umane o să stăm puțin mai mult de vorbă. Acolo e okay. o, o mică mare uh, problemă. Din punct de vedere tehnic, lucrurile funcționează bine. Am pus la punct cu ajutorul domnului un sistem în care putem controla de la distanță tot ceea ce se întâmplă la radio. De la radio până la antenă, noi avem un sediu mai departe de unde emite antena. De la radio la sediu, iar avem niște instrumente care comunică prin intermediul uh, internetului și merg bine slavă domnului, nu am avut întreruperi. De asemenea există din punct de vedere tehnic acum posibilitatea ca atunci când îți pică emisia să primești o alarmă imediat la, uh, la telefon și poți interveni, dacă e fizică trei să faci un drum până acolo, dacă e software ori un restart, ori ce pot să faci deci tehnic e ok, însă mai sunt necesități, cum uh, vedem acum că această genera generație tânără este permanent cu uh, telefoanele în față cumva este nevoie uh, tot mai mare de însoțirea imaginii pe lângă sunet și acest lucru ne-l dorim și noi, însă exact cum spuneai avem nevoie de partea aceasta tehnică și ele cumva sunt împreună, adică la pachet. Nu poți să ai una și să nu ai cealaltă. De exemplu, -am, am întrebat o persoană, avem nevoie de niște camere, puteți sponsoriza și era o sumă destul de mare. Și mi-a răspuns în felul următor, dar om care să lucreze cu aceste instrumente ai? Nu am și omul, nici că nu găsești sau dacă îl găsești, e destul de greu de găsit, al doilea lucru, omul trebuie plătit și cumva sunt legate lucrurile, interconectate între ele. De asta vedeți, întotdeauna eu mă întorc la ceea ce a făcut Domnul Isus. pe Domnul Isus, pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Isus și Duhul Sfânt i-a costat. Și vreau să fac aici o mică o paranteză. Rul. În călătoriile lui Pavel, la un moment dat, niște vrăjitori au avut, de câștigat câștigau cu niște cărți, dacă vă mai aduceți aminte. Știți ce au făcut, Știți ce au făcut când s-au pocăit? Aceea. Au luat cărțile și le-au aruncat în foc. Cătălin, pocăința costă. Tu să transmiți aici această emisiune, să o înregistrezi, să ai camere, să ai spațiul ăsta, să ai oameni care să ți înregistreze. Te costă. Toate lucrurile costă, nu sunt gratis. Însă, din nefericire, eu încă o dată vin din mediul laic, eu n-am crescut într-o biserică, într-un într cadru de ăsta neoprotestant. La mine lucrurile au fost simple, că 1 plus 1 fac 1. E. aici lucrurile sunt puțin mai complicate. Observ că mulți dintre creștini neoprotestanți Uh, văd lucrurile cumva ca totul să fie gratuit, totul să fie gratis, să, dar să, și fie, să fie și bine și profesional și dacă nu faci bine nu e profesional, nimeni nu te întreabă uh, ai avut ce trebuie, nu ai avut nu e bine ce faci. De ce? Pentru că vezi Toată lumea se uită la mass media asta laică, da? Și ei au uh, oameni profesioniști, au camere profesioniste, au bugete de milioane de dolari și bineînțeles că scot ceva de acolo profesionist. Însă, problema este mă pot eu încrede în ceea ce spun oamenii ăia sau nu mă pot încrede, da? Acum trecând în, în partea noastră dacă noi nu avem instrumentele lor, nu avem uh, fi, uh, financiar, nu suntem susținuți ca ei, nu putem nici noi să facem lucrurile să explodeze și să fie ceva senzațional. Sunt probleme, încă o dată, din punct de vedere și din punct de vedere, probleme în sensul de nevoi. Am, de nevoi uh, și concret, avem nevoie acum, avem niște calculatoare, uh, unui îi dau drumul și stau, mă plimb un pic, mai fac ceva și... Când mă întorc să văd dacă a apărut ecranul ăla de, de, de a intrat în sistemul de operare și uneori n-a intrat, ori trebuie să-i dea în restart, ori s-a stricat ceva. Deci avem nevoie de calculatoare, apoi mai avem nevoie de două microfoane, de când ne-am mutat într-o locație și aici vreau să ating încă un punct important, Uh, sediul Revei București a fost undeva lângă piața muncii și, prin bunăvoința unor frați, ne-au dăruit un alt sediu renovat, reamenajat, uh, în dorobanți, care este absolut superb, cu totul nou, cu toate uh, Utilitățile. utilități, da, și cu mese, tot birouri, scaune și așa mai departe, și un studio nou. Toate lucrurile sunt superbe, sunt frumoase și ne bucurăm de ele. Însă revenim la această problemă iar revenim la resursa umană care e destul și încă o dată este inter interconectată. Degeaba găsești un om da? să spun, uite, poți să aduci un băiat aici tânăr care, pe care să-l trăinuiești, să-l înveți, mm. să-l iei de la A la Z. Da? Bun, băiatul acesta îți va sta o lună, două, trei și nu va primi niciun ban sau poate puțin, dar după două, trei luni de zile, mai ales generația de acum, dacă nu ai bani să îl remunerezi pentru a rămâne mai departe, pleacă. Și atunci ai făcut o investiție de câteva luni de zile, da? Și ai pierdut-o. Cristi, am trecut prin experiența asta și, acum, apropo, de că vorbim, stimați prieteni, despre resurse umane, despre oameni. Până la urmă, să știți, și am observat din experiența de aproape 8 ani în, în media că, la un moment dat, e mai ușor să pe cineva să te ajute să-ți cumperi un microfon. Pentru că este. O investiție one-time. Odată? Dar dacă îi spui, uite, vreau să susținem un nou uh, producător, da? un coleg care se ocupe de producție. sau Și asta necesită o, o asumare a unei responsabilități pe termen mai lung, e mai dificil sau nu găsești pe nimeni. Știți că la un moment dat, un om -am, am uitat, uh, l-am luat un mixer sau știu ce au avut nevoie. Și gata. Uh, nu o mai, nu mai solicit data, dată. Speră că nu, nu te mai duci. Și nici tu că simți că omul, practic, -a, uh, a făcut un efort, te-a ajutat odată, a doua oară ți-e jenă să te mai duci la ea să-l întrebi. Dar când e vorba de o, o, de o investiție pe termen lung și vreau să susții, pentru că uh, exact ca și în lucrurile de misiune. Sunt biserici, sunt persoane care susțin misionari. Când trece un misionar undeva, în, știu în Africa sau într-o țară din Asia, Păi nu a două luni, trei luni și după aia știi, mă retrag. Pentru că omul ăla se bazează. Există niște procese acolo pe care la care se angajează niște niște angajamente și nu aștept să vină rezultatele imediat. Că probabil oamenii se așteaptă să faci cât cele mai tare emisiuni și cele mai performante, cu ultima tehnică dacă se poate, dar cu resurse absolut. Vreau să spun că, nu dau nume, dar de curând am văzut chestia asta în care era o transmisie live a unui trezut din... Din seria noastră creștină, în care ploua, bătea vântul și oamenii se așteptau că nu mergea foarte bine internetul. Păi, nu, mă, se dea printr-un GSM, printr-un 4G, care la atunci când bate vântul și când e foarte mare furtuna afară, nu o să-ți meargă așa cum o să merge ție când e liniște și pace. Oamenii nu înțeleg condițiile astea. Plus că vă dați să da seama, erau în, într-un spațiu liber, nu erau uh, 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 condițiile ideale pentru a transmite de afară. Oamenii întotdeauna, noi nu ne putem, nu venim cu care de televiziune, nu venim cu dita mă, echipajele, da, cu, unde în caz de ceva, te, ai, faci ce poți cu ceea ce uh, ai la dispoziție, dar pentru că știu că trebuie făcut, ne întoarcem la chemarea aceasta. Dar, uh, deci când vorbim despre partea aceasta a, 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 a resursei umane Cristi, e, e trebuie să înțeleagă oamenii că cei care lucrează, noi suntem și, cum să spun eu, vreau să stabilim și să reducem aminte. Noi suntem făcători de coturi și tu îți câștigi existența undeva da. și eu la fel. Asta este și pe binele nostru, dar e și spre dezavantaj pe de parte, pentru că rămâne cu mai puțin timp liber. În același timp ar trebui să facem și casa și familia, da? Suntem căsătoriți, avem familie și jobul ca să... Că nu ne facem de rău la servici, da? Nu ne, putem, da. Nu ne batem joc acolo unde suntem angajați. Știți, am altceva de făcut acum. Da. Mă, duc, mă, duc, la evangelizare, vă rog să vă descurcați fără mine, da? Nu, facem jobul care trebuie și apoi le facem și lucrarea aceasta. Pentru... Sunt joburi pe care le putem face acum la și Același lucru e și la noi. Management cât mai la distanță. Dar e nevoie ca cineva să editeze. Atunci, dar la calculator, e cineva să, să facă niște lucruri, să stea aici. atunci, pentru aia e nevoie de oameni. Și da. oamenii aceștia sunt oameni din trei noi. Știi, oameni pe care pe toți pe care mă -am, am am pregătit. N-am avut niciunul să-i care a știut în altă parte și a învățat și l-am luat învățat. Nu, am preferat să ne facem noi propria școală, să zicem așa, am trimis și la cursuri. Dar oamenii aceștia și-ți -și -și dau din experiență. Stimați prieteni, cum ne formăm? La un moment dat sunt tineri, sunt entuziaști, că orice tânăr. Dar ei și ei termină școala, termină facultatea, urmează să se căsătorească, se căsătoresc unii, s-au căsătorit. Exact. Uh, au și alte obligații. E și normal să meargă viața în direcția. La... Nu poți să ții pe un salariu minim uh, niște oameni care au venit într-o... Te-au ajutat, practic. Ai, tu ai, noi am investit în ei, i-am trimis la curs, l-am învățat să lucreze pe echipamente, ne-am ne riscat oarecum, pentru că le dai de la niște oameni care nu cunosc și le dai în mână niște echipamente foarte scumpe, ei și-au făcut oarecum datoria față de noi. Dacă și cum ar fi stagiu militar. Noi am investit, au stat niște ani de zile și am avut în echipă oameni care au stat 6-7 ani. De la început. Ei, față de noi, nu poți să-i la infinit da. să. -și, nici măcar să te superi când îmi spun, știți, uh, mi-am găsit ceva mai bun și am zis, voi, mă bucur pentru tine că ai ajuns la valoarea în care poți să te duci în altă parte. Deși știu că eu rămân pe mine și am nevoie de tine aici, nu pot să zic, știi cum e? Pentru că între noi, doi lucruri s-au. ai făcut și eu, mi am investit în tine. Noi producem, dar și tu, oarecum, -ai făcut datoria față de noi. Nu ai. Deci, am învățat la producție și ai plecat imediat a doua no. zi. Nu. No. Deci, există un. la un moment dat în care trebuie să-l omul să se dezvolte. Înțelegi? Aici trebuie să înțelegem. Deci, nu știu ce situație, pentru că, cu pe siguranță, dacă cineva ar fi disponibil și poate e o chemare în seara asta, să-mi vrea să învețe, să dorească no. să învețe, să, să, să fie om de radio. Cu siguranță voi îi găsiți. Tu poți să recunoști om dacă e bun la butoane, cum spune noi. Da. Poate să stea în fața microfonului, are voce de radio, nu are voce. Poate să facă ceva, poate să facă de acasă, poate să facă la studio. Deci nu cred că există ceva care un om se bă, nu poate să facă nimic, nu? Scuze, după... m-am vorbit nu cam mult. Nu e nicio problemă. Mă confrunt cu această situație pe care n-am mai întâlnit-o, desigur și am încercat să îmi dau răspunsuri. Eu sunt genul de om care trebuie, ca să pot să merg mai departe îmi trebuie să răspunsuri și uh, răspunsurile pe care le-am găsit au fost următoarele. Cel puțin în zona noastră de București, comunitatea de creștini evanghelici, neoprotestanți, este una mică. Uh, astăzi chiar am vorbit cu un frate penticostal care îmi spunea că suntem, cred că, la nivel de penticostali, ca nivel de biserici, ori înainte de Tulcea, ori după Tulcea, în București. Lucrul ăsta spune multe. Asta fi eu fiind tulcean. Deci, deci despre ce Lucrul ăsta spune foarte multe lucruri. Și de asta spun că uh, există o supărare sau o nemulțumire, să-i spunem în acest sens, dar ea cumva e justificată. Dacă luăm partea de vest, sau luăm, de exemplu, partea centrală, Cluj, sau luăm Arad, nu știu, Oradea, Timișoara, lucrurile sau chiar în partea de est, da, nord-est, Suceava, Ceaba. unde vorbim despre altceva, atunci ies la iveală niște niște explicații. De ce totuși suntem atât de să nu spunem slabi, dar așa de firavi aici în zona asta a Bucureștiului. De ce avem un bazin așa de mic de oameni care să se implice? De ce nu creștem? De ce nu creștem? De... aici e o altă întrebare, Cătălin. Vezi, de ce nu creștem? Suntem în București, 3 milioane de oameni se, 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 se spune, raportat. A apropo, raportat la numărul de persoane, îmi spunea fratele că suntem înainte sau după tulcea raportat la numărul de, de populație, Sunti. da? Noi suntem 3 milioane. Am tot testat și am tot întrebat câți creștini suntem. Domne, cam câți suntem în, în, în București? Pentecostali, baptiști și creștini pe Evanghelie. Și am făcut o socotare și se pare că doar în București undeva la 8.000 de suflete. O cifră care ne poate pune pe gânduri. Din două puncte de vedere. Unul, de ce doar 8.000? De ce doar 8.000, Cătălin? Puțin. Poate, poate că noi nu ne facem treaba cum trebuie. Uh, au trecut 32 de ani de la Revoluție. Avem radioul de 30 de ani, 31 de ani, 30 de ani. Avem uh, uh, Biblii tipărite de atâția ani de zile. Ce nu se întâmplă? Ce nu se întâmplă în București? Și apoi, sigur, a doua, al doilea răspuns pe care eu îl primesc este că dintr-un bazin atât de mic de, de oameni, e destul de greu, Unu, să găsești oameni, doi, să fi, să găsești și parte financiară. Dar, da, desigur, sunt foarte mulți tineri care vor să, să se implice în astfel de activități. Eu personal, în ceea ce privește uh, Radio Vocea Evangheliei București, sunt extrem de deschis în a îi primi, în a-i trăinui dacă e nevoie, dacă vor să învețe și a da o mână de ajutor. Avem nevoie de lucrul ăsta, dar iar mergem în același pas, în același pas. Îi trăinuim, îi învățăm Stau două, trei luni și dacă partea financiară nu se rezolvă... A, apropo, fac o paranteză. Eu când am început să lucrez în anul 2000, m-am mulțumit la vremea aceea și e comparabil acum, m-am mulțumit cu 250 de dolari. Salariu. În 2000. Și am zis că 250 de dolari era, la vremea un salariu absolut uriaș. Acum e o nimica toată. toate, sunt 1000 de lei sau cât, nu știu cât înseamnă, da? da? Bun. Un tânăr nu mai vine pe 250 de dolari astăzi. El dacă vorbeam cu soția de cu angajare și spune mi-a venit cineva și din start mi-a zis eu fără 800 de euro nu discut. Adică nici măcar n a început interviul. 800 de euro un salariu în România plus taxe, da, e e colosal. E colosal. Da, mulțumim domnului că avem posibilitatea aceasta și eu și tu, și ăsta e prin harul Domnului de a, a avea sprijinul ăsta din partea Domnului, de a putea să ne întreținem, că până la urmă despre asta e vorba, familiile dar am dorit să facem mai mult și sunt convins că și tu aici ai dorit să faci mai mult și ai avea nevoie de mai mulți oameni, cum și noi avem mai nevoie de mai mulți oameni. Uh, Cristi, capacitatea de producție și la noi și la voi este mai mare uh, decât uh, ne permite resursa umană. Deci echipamentele uh, astea care le avem aici pot suporta o utilizare mult mai mare decât utilizăm noi. Sunt momente în care practic uh, stau degeaba datorită lipsei de personal. Da, da? nu avem realizator, nu avem producător, nu avem moderator, nu avem uh, uh, la tehnică, spune că suntem cât de cât acoperiți, dar ceea ce putem crea este uh, peste este sub puterea noastră de creație. Practic uh, avem nevoie de oameni să stea în fața camerelor. Dar oamenii aceia care vin, avem și noi câțiva colaborări care vin și fac Pro bono, așa numele Domnului, dar vreau să spun că nu putem nici noi exagera, pune pedala prea mult, pentru că oamenii aceia la fel sunt familiști, oameni au servicii și fac asta de dragul Domnului ca și noi, doar pentru uh, a ne da o mână de ajutor și alături uh, a, a, a chemării noastre, care noi și pentru ei. Cristian, hai să vedem acum. Am creionat așa cât de cât situația, am văzut că. Asta e, avem chemarea, avem situația curentă care este cum este, facem ceea ce putem să facem, și există un nivel, uh, un balans pe care nu-l putem depăși dacă nu se face o investiție, atât la nivelul resurse umane, cât și la nivel de financiar. Dar, totuși, hai să vedem ce am ai putea face, mă gândesc tu, la ce idei mai ai. Uh, câteodată, știi cum e Dumnezeu, uh, ne mai dă câte un gând, așa câte o soluție și. Nu știu ce putem să facem. Și eu mă gândesc ce am putea face ca, totuși, așa cum suntem, să, pe de-o parte, să creștem noi și totuși să, să ne rămânem în chemarea pe da. care o avem. Da. Și de ce? Pentru că mărturisesc aici de față cu tine și cu cei care ne urmăresc. Mă uit, chiar anul trecut, mi-a trecut gândul să renunț. Și ca orice om care stă în lucrare, cred că. Fiecare la un moment dat are un moment în care se zice băi, dacă se se gândește dacă e, e cazul, merită, mai trebuie făcut, am făcut ce am putut, mai, mai sunt în voie lui Dumnezeu, mă mai da. bine cuvântează Dumnezeu sau pur și simplu mă arunc așa într-un într haos total și e o pierdere de vreme. Nu știu, am trecut de momentul ăla, că suntem aici, da? Dar vreau să spun că m au trecut și gândul acesta. Cătălin, nu ești singurul. Eu îmi pun întrebarea și pun înaintea Domnului, spun așa, Doamne, dacă găsești pe cineva mai potrivit și mai bun decât pot face eu ce fac aici, oricând fac un pas înapoi. Eu înainte nu am fost implicat așa 100% în lucrare. Și îți sunt dator cu întrebarea de la început, de ce sunt totuși aici? Cumva sigur, sau, lucrurile sau, au venit de la sine, faptul că eu lucrez în media din anul 2000, Uh, ulterior l-am cunoscut pe domnul și lucrez chiar cu radiouri cu care în continuare de 22 de ani colaborez, atunci, sigur, era cumva natural ca eu să merg și în zona asta, de mai ales că e uh, în inima mea dorința de a evangeliza și uh, cunoști și partea de radio. Dar de când sunt în această lucrare, îți mărturisesc cătălin că mi este mult mai greu și mai rău decât îmi era înainte din punct de vedere spiritual. Atacurile sunt necontenite, problemele sunt nu știu câte, nenumărate și sigur atunci când vine această presiune asupra ta, tendința și dorința este să te dai la o parte. Spui nu mai vreau, gata, nu mai vreau. Și eu în continuare nu e singurul care, acum cumva noi ne plângem pe umărul unul altuia, dar nu e singurul care ai, ai ajuns la această uh, concluzie că oare. Mai sunt pe drumul cel bun sau trebuie să mă dau la o parte. Însă, ce mă încurajează pe mine foarte mult și cred că nu sunt singurul, unde merg în biserici să vorbesc despre Radio Vocea Evangheliei București, oamenii spun vă mulțumim că sunteți o binecuvântare, vă mulțumim pentru muzica pe care o puneți, pentru mesaje. Uh, în afară de biserici, de unde mergem, uh, de unde merg și aflu aceste răspunsuri și mai mult de atât spun unii oameni, uh, exact cum ai spus tu, că sunt convins că și prin prodocen se întâmplă lucrul acesta. Domnule, eu m-am pocăit că am ascultat Radio Vocea Evangheliei București. M-am ascultat acolo și apoi l-am cunoscut pe Dumnezeu. Deci, pe lângă mărturiile astea interne sunt și cele externe. Am prieteni actor care, unul dintre ei spune, nu-i dau numele, spune, Cristi, eu ascult Radio Vocea Evangheliei pentru că acolo mă liniștesc. Acolo dau drumul. Nu mai vreau să aud toate lucrurile astea, zângăniturile astea, lumești. Mă duc acolo și mă liniștesc. Alții, îți dau un exemplu. Soția era cu uh, fata pe stradă și trece o, o dacea, nu știu ce culoare avea cu geamurile jos lăsate așa și cu o doamnă cu cercei foarte lungi, cu părul ciufulit și cu unghii făcute și asculta la maxim. Ce crezi că asculta doamna? Radio Vocea Evangheliei București. Deci lucrurile acestea nu pot decât să ne încurajeze. Adică Uh, și revin imediat și la, la, la care ar fi perspectivele. Exact. Pentru că înainte de a spune perspectivele, care sunt, ce facem noi acum? Adică uh, i, oamenii care, și sunt foarte mulți care donează la Radio Voce Evangheliei București, Domnul să-i binecuvânteze, din puținul dânșilor dau, dau, dau și unii constant și unii chiar sume importante de bani și astfel lucrarea se, se face. Poate că oamenii ăștia au o. Justificat, o, o cerință justificată. Domne, pe ce se duc banii ăștia? Da? Ei, sunt foarte multe persoane care ascultă Radio Vocea Evangheliei București și, la nivel european, și nu numai european, chiar internațional, radioul este într-un declin. Adică, ascultătorii sunt din ce în ce mai puțini. E cumva un fenomen, natural, fenomen normal. Dacă iau pe un copilaj de 7 opt ani acum și dau un radio, o să se zică unde apăs pe, să dau pe ecran, că eu nu înțeleg ce e asta, nu știe ce un radio. La mine știu copiii că sunt în domeniu sau la tine sau așa, dar copiii nu mai știu ce e la, un radio pentru că au crescut cu telefoanele astea în mână. Bun, având alternativa asta cu internetul și așa, radioul trece pe plan secundar. Însă, însă, radioul se ascultă în mașină. În București sunt, din câte înțeleg eu așa, vreo un milion de mașini. Și în fac, există studii de piață ale audiențelor și zic așa, cu aproximație nu știu cifrele, Radio Zu are 200 și ceva de mii de ascultători, Chis FM are 100 nu știu cât, Europa FM are 130 de mii, Radio România Actualități care era pe primul loc, este pe primul loc, are nu știu câte... Ei, dacă pun cifrele astea, una după alta, una după alta, se cam adună un milion de ascultători. Din milionul ăsta de ascultători care ascultă Europa, Kiss, ZU, Radio România, câți ascultă Radio Vocea Evangheliei București? Sau altfel să pun întrebarea, care e procentul posibil ca din milionul ăsta de oameni care ascultă în mașină să dea peste, din întâmplare, în ghilimele, pe, pe frecvența Radio Vocea Evangheliei București? Nu știu dacă v-am spus acea întâmplare și e, e reală. Uh, e un frate dintr-o biserică pentecostală din București, da? care uh, activa în armată, în domeniul armatei, ajunsese într-un prag limită și atât de la capăt era încât voia să-și pună capăt zilelor. S-a urcat în mașină, își planificase tot unde, ce să facă, s-a urcat în mașină și ce crezi că s-a întâmplat în mașină? A dat peste Radio Vocea Evangheliei București și a auzit fix mesajul de care avea, voie, avea nevoie care să facă o turnură la 180 de grade. Omul ăsta este o mărturie în biserică, nu e o poveste, e un om real. Am și domnului. astfel astfel de cazuri, Cătălin, uh, acum noi ne-am dorit ca prin uh, instrumentele astea media să fie așa o, un boom și să se uh, întoarcă oamenii uh, așa în masă. Da, nu se poate lucrul ăsta. Noi suntem un vârf de lance care avem nevoie să fim susținuți. În primul rând în rugăciune, deci asta este vitală, esențială apoi avem nevoie financiar că nu se poate și apoi și din punct de vedere uman. Revenind la întrebarea, iertați-mă că am făcut Vă nu, așa o... Te rog, te de... rog Cristi, suntem între noi, discutăm Da, liber. Că am făcut așa o paranteză mare, dar cred că era necesară. Uh, Perspectivele. I -i Intrând în domeniul ăsta, în lumea aceasta evanghelică și venind din zona laică unde lucrurile sunt foarte clare, adică ceva ce nu produce, se închide. Nu există, nu avem prietenii, lasă să rămâi acolo la serviciu, că te țin eu. Nu, nu produce. Bun. Există alianțe între, cum se numesc, Trusturi. trusturi media. Trusturi. Da? Dacă unul a ajuns într-o situație, fie îl cumpără ăla, sau fie fac o un agreement în care să meargă mai departe, să l susțină și așa mai departe. E, eu venind din lumea asta unde lucrurile sunt foarte clare și unde nu funcționau, se găseau soluții despre care spun, intrând în zona evanghelică, văd o segregare a lucrurilor. Și, și asta e o supărare și o întristare a mea. Această, Domnul Iisus Hristos ne-a spus să fim una. una. Cătălin, la început am crezut lucrul ăsta și chiar în biserica în care eu am fost născut din nou, eram una cu frații și eram puțin, 20-30 de oameni. Ușor, ușor ce am crescut spirit, am, am, crescut în credință, n-am mai văzut acea una. Am văzut că mai există și al doilea, că mai există și al treilea. După aia am deschis perspectiva și am văzut că există un cult, există al doilea cult, există și al treilea cult și că mai există și alte culte. Și acest lucru, segregarea, în afară de faptul că suntem puțini, foarte puțini. Și la nivel de România, nu știu, cred că undeva la un milion cu totul, nici nu știu dacă atingem, nu, nu am date concrete, sper să nu spun uh, lucruri false, greșite. Dacă suntem atât de puțini, o forță așa de mică, și suntem și divizați, fiecare cu treaba lui, atunci noi nu putem să excelăm. Și care ar fi perspectiva, din punctul meu de vedere, dacă suntem frați în Domnul? Haideți să fim în toate aspectele, frații, în Domnul. E adevărat că ne pot separa doctrine. E adevărat, eu pot interpreta un text într-un fel, altul îl poate interpreta altfel. Dar Domnul Isus Hristos a venit să ne îmbine, nu să ne dezbine. A venit să ne facă una. De ce? Ca să ducem mai departe mesajul Evangheliei. Dacă noi suntem segregați, dacă noi fiecare ne vedem, lasă că ăla să-și vadă de treaba lui, reveul, a, nu, nu, reveul lasă că e altceva, producența, a, nu, 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 alt...". dacă noi nu reușim, Cătălin, și cred că asta ar trebui ca fiecare dintre liderii religioși și fiecare dintre noi, până la urmă, e vorba și de, de persoană. Iar fac o paranteză. Venind din, și îmi pare rău că folos, tot folosesc uh, lucrul ăsta, că nu mă consider grozav sau uh, să nu interpretați cumva uh, ceea ce spun, ci uh, să înțelegeți că eu observ altfel lucrurile. Venind din lumea ortodoxă, am înțeles că înainte de Revoluție nu se căsătoreau, în, uh, dacă era dintr-un cult cu altul, nu puteau sau dacă se căsătoreau, erau dați afară. Exact. Eu n-am trăit vremurile astea, dar mă gândesc că slavă Domnului! Că în acest moment te poți căsători de la un cult la altul și înțeleg că nu se întâmplă nimic grav. Absolut nimic grav. Bun, nu putem duce mai departe lucrul ăsta. Nu putem, nu putem depăși doctrinele. Ok. Sfânta Scriptură e foarte clară spune să nu-l jignești pe fratele tău la noi la Radio Vocea Evangheliei București este un mers pe sârmă pentru că noi suntem conduși de uh, trei, cele trei culte care fiecare cult în parte are doctrina sa și noi încercăm din răsputeri și cu uh, conștiința uh, trează ca să nu deranjăm pe cineva pentru că poți să aduci o doctrină de la un cult care să afecteze pe celălalt și până la urmă e vorba de, de ascultători, Cătălin. Și e vorba de un balans, adică e clar, alianța evanghelică formată din cultul baptist, cultul pentecostal și cultul creștin pe Evanghelie, cei care oarecum supervizează activitatea voastră și inclusiv noi, care suntem din afară, oarecum suntem chiar aici, suntem da. în curtea cultului creștin baptist. Sediul nostru este chiar în în, 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 în clădirea cultului creștin baptist din, din, din România. Noi rămânem sub cupola Alianței Evanghelice, ca și voi. Practic, și noi avem foarte grijă la cine, pe cine punem, pe cine dăm mai departe, rămânând exact de bună voie, de dragul Domnului, sub această cupola Evanghel... Alianței Evanghelice, astfel încât să fim... Practic, noi ne cam luăm după ce faceți voi. Când e vorba despre ce se dă și ce merge mai departe, pentru că emisiunea noastră ajung și emisiunea aceasta este dată la Credo TV... La fel, au și ei, sunt foarte atenți. Deci, vreau să spun că dacă vrem să ținem o Evanghelie curată, trebuie să avem grijă la aspectele astea. Totuși, Cristi, mai avem puțin și uh, ne apropiem de final. Vreau să spun, știu că te gândești la o perspectivă, la o idee. Apropo de unire versus segregare. Da. Foarte frumos. Uh, care crezi că ar fi o, o idee de așa? pe care atunci o punem aplicare este soon possible, cât mai rapid mesajul meu acesta este să nu fie interpretat greșit mesajul meu acesta este de unitate de a ne da mână de la mână de a ne ajuta unii pe alții pentru că suntem o mână de oameni și astfel forțe adunate pot fi un, o voce mai puternică ce aș mai avea eu de adăugat aici Zona laică este plină de știri. Fiecare dintre noi ne luăm știrile de undeva. Clar, avem site-uri preferate sau televiziuni pe care le urmărim și avem o încredere mai mare sau mai mică. Ce vă pot spune eu din punctul meu de vedere este că aceste televiziuni și haideți să nu dăm din România, uh -huh. ca să nu, să dăm din Statele Unite, care știm pe cine a dat nu chiar recent, în cine trăgea și în cine dădea o anumită televiziune sau chiar mai multe televiziuni. Deci, ce vreau să spun cu lucrul ăsta? În general, televiziunile, nu toate și nu numesc, nu denumesc pe vreuna, în general, televiziunile sunt aservite politic sau media este aservită politic. Bun. Noi, Creștinii, neoprotestanții, născuți, oamenii născuți din nou, dacă suntem copii ai Lui Dumnezeu, nu putem minți. E adevărat, e o chestiune teoretică, dar ar trebui ca noi să nu minți. Și vin cu următoarea propunere, dacă noi nu putem minți, ar trebui ca forțele noastre din cultele pe care le-am menționat să ne unim și să creem poate o agenție media să creăm un spațiu în care oamenii să vină să-și ia informația cu încredere că noi nu-i mințim și că nu aservim nici partidul, nu suntem aserviți, nici partidului respectiv, nici omului politic respectiv, nici altor interese, ci aservim lui Dumnezeu și vrem să fim corecti și cinstiți și toate știrile care vin da, din zona noastră să capete să, aib, să fie luate cu încredere. Eu la lucrul acesta mă gândesc este o idee extraordinară. Stimați prieteni, să știți că e o discuție, e un gând care vine din partea lui Cristian. Noi nu am discutat asta înainte, am puțin înainte de emisiune, dar vreau să spun că gândul acesta l-am avut și eu acum ceva vreme, l-am mai avut și alții probabil, dar iată că Consecanță. dacă Dumnezeu îl aduce din nou în mințile noastre și în inimile noastre, înseamnă că e într-adevăr o inițiativă extraordinară și va trebui să o punem asta în aplicare. Trebuie deci să fim uniți. Puținul tău, puținul Radio Voce Evanghelie, cu puținul nostru de aici, cu puținul altora, va face probabil ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Punem la dispoziția și eu sunt absolut, noi suntem deschisă punem la dispoziție tot ce avem aici ca infrastructură și ca resursă umană, astfel încât să putem ajuta dacă se poate și dacă nu suntem pregătiți la nivel tehnic, știu eu, al capabilităților de a lucra într-un într mediu performant de media, să ne punem la punct și din, să ne pregătim astfel că să ne putem să facem, să fim de ajutor. Așa că, din punct de vedere, cred că emisiunea asta va rămâne așa, în arhiva noastră, ca o misiune de referință, ca o, un punct în care trebuie să facem ceva, să decidem că trebuie să facem ceva. Astfel, separați, suntem ca pe vremea judecătorului pe peamul lui Gedeon. Fiecare să te văgăuna lui, în peștera lui, mulțumindu-se cu puținul pe care l avea. Nimeni nu îndrăznea să facă un pas, să se unească, să facă. Până nu vine Îngerul Domnului. Așa, dacă recitim Judecătorul capitolul 6. Și o să vedeți că acolo vine Îngerul și spune, îi spune lui Gedeon viteazule. Și noi suntem, poate pentru unii suntem viteși, dar noi știm mai bine cât de viteși suntem înaintea lui Dumnezeu. Suntem oameni ca toți oamenii am care am înțeles chemarea aceasta. Așa că, uh, Christi, dacă astăzi Dumnezeu ne-a pus în minte gândul acesta pe care tocmai l-a rostit, de a sta împreună, trebuie să facem lucrul acesta. Și, stimați prieteni, ne bazăm pe rugăciunea noastră și pe suportul dumneavoastră. Noi inima avem. Cu inima am putea face foarte multe. Cuprindem o grămadă. Idei, să știți că avem. Mai ales că venim din mediul acesta laic, unde vedem ce fac alții. Și nu o fac spre la lui Dumnezeu, o fac pe la altora. Gândiți-vă dacă oamenii sunt în stare să facă ceva, să înalțe pe alți oameni. Ce ar trebui să facem noi ca să-l înălțăm pe Dumnezeu. Nu, Cristi? Așa că, da. hai să tragem o concluzie. Ne întoarcem iar. Uh, indiferent de ceea ce suntem, uh, trebuie să refacem o, o a doua parte a acestei emisiuni, pentru că discuția poate continua și o să o facem, să știți. Chemarea e indiscutabilă. Nu e opțiune, trebuie să o facem. Ce am făcut până acum, trebuie să facem în continuare. Doi. Indiferent de ce am făcut până acum, Mulțumim Domnului, suntem recunoscători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru suport. Suntem chemați să ducem mai departe. Ca să ducem mai departe, mai departe avem nevoie să ne întărim. Chemarea, atât la nivel spiritual, la nivel de resurse umane, de oameni, practic, ne avem nevoie de colegi noi, de oameni, de tineri care să lucreze și doi, trei, avem nevoie de finanțe. Oamenii aceștia trebuie susținuți ca și toată lumea să vie să lucreze în în pace și cu toată inima. Și apoi, care să spunem așa, să încheiem lucrarea aceasta dumnezească, să tragem la același car împreună. Cred că cu asta și începe eu, să tragem la același car, să ne punem jugul, să nu ne mai uităm în urmă, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și chiar dacă poate nu vedem roadele pe pământul acesta, să ne gândim că fiecare dintre noi când vom păși, când vom părăsi car, carapa aceasta, trupul acesta, vom da ochii cu Cel care și-a dat tot timpul pentru noi, și-a dat viața pentru noi. Ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Ne iubește, nu ne respinge și plin de har, mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi și ne așteaptă în brațele sale. Și bine ar fi ca fiecare dintre noi, indiferent ce domeniu activăm, media, la câmp, la câmp oriunde vino rob bun și credincios și intră în odihnăta cred că asta ar trebui să avem fiecare din noi în minte atunci când ne punem la acest jug sau ar trebui să ne punem la acest jug da, este foarte bine, mulțumim Domnului că avem aceste mijloace. Este foarte bine că putem vesti Evanghelia și pe Facebook, și pe Twitter, și pe TikTok, și pe Instagram, și pe YouTube, și peste tot. Slavă Domnului! Și sunt din ce în ce mai mulți. Dar e bine, din punctul meu de vedere, încă o dată fac cumva acest apel al unității, să ne dăm mână cu mână, că, căci atunci când vom fi împreună, vom fi mai puternici. Amin. Slavă Domnului. Cristi, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Îți mulțumesc că ai fost cu inima deschisă față de noi și noi doi față de telespectatorii noștri. Ne-am expus în seara aceasta, stimați, ne-ați văzut și slăbiciunile, ne-ați văzut și nevoile, rugați-vă și pentru noi, pentru Radio Voce Evangheliei, București, pentru Producers Media. Stimați prieteni, Hristiture, succes și Domnul să fie cu tine! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi, până data viitoare noi vă spunem la revedere!